Din nou, direct la actualitatea, doamnelor și domnilor, dacă măcar îi unesc supozițiile astea că e un plan de ridicare a lui Simion în turul 2 cu Ciolacu pe cei de la PNL și USR, este o grămadă de alte lucruri care îi despart foarte, foarte departe ideea asta de coagularea unui, așa zis, pol de dreapta. Vă reamintesc invitația pe care i-a făcut-o aseară Nicolae Ciucă Elenei Lasconi. Fac un apel la doamna să înțeleagă un pic aritmetica și politică și reală. 8% în alegerile locale, da, înseamnă mult mai puțin decât 30%. Motiv pentru care fac apel public la dumneai să înțeleagă, să se retragă și să vină să susțină cu adevărat un proiect de dreapta. Dânsa trebuie să înțeleagă încă o dată care este valoarea numerică a cifrelor. Avem un nou liant care încearcă să unească dreapta, Partidul Național Liberal. Păi stați un pic, Nicolae Ciucă încearcă prin toate metodele, prin toate instrumentele, să-i determine pe toți să înțeleagă faptul că polarizarea dreptei nu ne ajută cu nimic. Eu înțeleg că sunt orgolii, sunt valori, sunt principii, sunt, dar totuși, când vine vorba de România, când vine vorba de progresul României, când vine vorba de libertate și democrație, apoi putem să ne unim fiecare și să înțelegem că este o etapă în care ei se află la 8% și noi la 30%. Haideți, fraților, să facem ce avem de făcut pentru România. Da, răspunsul doamnei Lasconi a venit astăzi sub forma unei postări pe rețelele sociale. Bună ziua, România! Bună ziua, domnule Ciucă! Breaking news! Și azi candidez la președinția României. Deci nu se retrage. Dar măcar n-am mai zis, retrageți-vă dumneavoastră. Retrageți-vă dumneavoastră. Eu fac un apel către domnul Ciucă, care văd că vrea să înțelegem cu toții valoarea numerică a cifrelor și să înțeleagă întâi dânsul. În toate sondajele este pe ultimele locuri. Cu toate milioanele de euro pe care le-a băgat PNL în campania dânsului, că era o țară împânzită de outdoor cu Ciucă și Marea Carte, care s-a lansat la 3 luni după panouri, domnul Ciucă nu a reușit să urce în clasament decât prin eliminarea doamnei Șoșoacă din cursă. Deci adevărul este că domnul Ciucă, oricât de mult s-ar lăuda că are o structură de partid în spate, ok, acum nu se mai laudă cu procente, am văzut că se laudă cu numărul de primari, de parcă toate localitățile și primarii respectiv iau votanții așa la sub braț și toarnă la domnul Ciucă. Este important, permiteți-mi să-mi duc ideea până la capăt. Dacă cu adevărat vrea o unire a forțelor de dreapta, poate să o facă susținând singurul candidat care are șanse reale să intre în turul 2, respectiv Elena Lasconi. Domnul Ciucă nu are aceste șanse. Și dacă mai invită la dialog, la negocieri prin presă, cum a făcut-o de acum 3 luni și n-a fost în stare să dea un telefon către Elena Lasconi să spună, doamna Lasconi, cum a spus, haideți să ne vedem, să vorbim, să facem ceva. Dânsul declară în presă și cam acolo se termină discuțiile. Bun, acum eu înțeleg așa, domnule profesor, că din momentul în care i s-a solicitat doamnei să se retragă, nu mai poate fi vorba de o discuție, hai să stăm la cafea să mai vorbim un altă. Asta mai e vorbim? Mai puțin important, dar, după părerea mea. Eu am câteva lucruri de spus. În primul rând, domnul general Ciucă se referea la ultimele alegeri. Atunci când dumneavoastră, într-un proces electoral normal, împreună cu doi aliați, a luat în jur de 8%. Un proces electoral cu multe fraude electorale, unde dacă PSD nu comasa alegerile, dumneavoastră aveați un scor mult pe rând, sub 30%. Eu acum vorbesc de alegerile locale. Păi și eu tot de locale. De alea locale. Ați comasat europarlamentarele cu locale, ceea ce v-a ajutat să aveți un scor mai bun decât apelez la bună voință a dumneavoastră. Ei, de 3 ori și acum vă supărați că de-a mă lăsat și pe mine. Că dacă mintea o acopă. De la mine să vedem niște informații de context. Ați acuzat-o și doamna s-a apărat. Eu am spus că au luat 8% la singurele, la alegerile locale și noi la alegerile locale am luat 27,5%. Fără PSD, ba împotriva PSD-ului. Hai să vin. Ați avut candidați locale în jumătate dintre locale. Care jumătate? Au fost 5 candidați. La București. Sectorul 1 susținut de PSD și PNL. Sectorul 2 susținut de PSD și PNL. Și gata. Sectorul 6, domnul Ciucu, susținut de PSD și PNL. Și în afara Bucureștiului, a mai fost un primar. La Timișoara, Consiliul Județean, domnul Simonis a fost susținut. Timișoara și Brașov. Și gata. Păi gata, avem 1200
200 de primari. Ca să nu mai lungim foarte mult, datele niciunul. De la care se pleacă astea sunt, sigur, indiferent cum au fost ele obținute. La consiliile locale. Noi am luat 27,5 și ei au luat 8. Și nu e jenant că aveți atâția primari și un scor atât de mic? Este absolut jenant. Este jenant. Ca cineva care habar n-are pe ce planetă trăiește. La cine vă referiți? Doamna Lasconi. Dar de ce o jigniți că nu e aici să stea? Păi ne uităm amândoi și cu siguranță aveți interviul faimos al domniei sale în care a fost întrebată despre politica externă a României, unde atribuțiile președintelui sunt esențiale. Așa. Domnia sa nu știa care e rolul Turciei, ce face Turcia și de ce e Turcia, nu știa ce trupe aliate sunt în România, nu știa mai nimic. Da, domnul Ciolacu, și asumă acea poziție. Își asumă acea poziție în care responsabilitatea, conform Constituției, președintelui, în primul rând ca președinte al CSAT-ului și în al doilea rând prin atribuțiile constituționale, ține de politica externă și de securitate națională. Doamna Lasconi, cu toată simpatia pentru domnia sa, nu este calificată pentru acest post. Despre asta e vorba. Bine că e domnul Ciucă care nu știe să citească de pe un prompter. Haideți, domnule, niște aia. Asta e o jignire de doi bani. Păi nu, dar dumneavoastră o jigniți pe Elena. Haideți că poșură din asta, dacă deci nu vă înțelegeți. Nu pe Elena din deci nu, nu o să mai bea nicio cafea, înțelegeți. Păi ce să ne înțelegeți când ești cu sunteți la guvernare cu PSD-ul de 3 ani de zile și veniți și vreți să spuneți că unii sunt dreapta. Păi întâi dezlipiți-vă de stânga și după aia mai vedem. Vreau să acum vă luptați prin toate mijloacele să dați cât mai multe voturi AUR și PSD-ului. Vă urez succes. În ce sens? Prin tot ce faceți. Prin un exemplu de noi nu vă atacăm, noi ne apărăm. În toate emisiunile de televiziune, dumneavoastră nu atacați PSD-ul, dumneavoastră nu atacați AUR-ul, dumneavoastră atacați numai PNL-ul. Noi aici vorbeam de deci PNL aici înseamnă, nu, în general. Nu e prima oară când ne întâlnim într-o emisiune de televiziune. Nu există nicio logică pe care dumneavoastră, ci partidul dumneavoastră. Și mai constat ceva. Era o colegă de-a dumneavoastră puțin mai devreme la Antena 3 și eu eram pe telefon, căci eram în mașină, și a folosit referitor la incidentul pe care domnul tocmai l-ați adus, domnule Mușat, în discuție, aceleași fraze. Ce aceleași fraze? Hai de capul rost. Domnule Mister. Incidentul cu cafeaul, cu telefonul la care nu s-a răspuns. Păi nu, dar dacă nu dați un exemplu, povestea cu telefonul la care nu s-a răspuns. Păi da, dar asta e de notorietate. Cursele la scolii de două luni în spațiu public. Argumentele sunt aceleași. Păi evident că adevărul este un argument. Nu-i nimic jenant, ce-i drept, privim așa la cele două părți. Fiecare trage și în PSD și în cealaltă parte. Adică nu e doar USR atacă și PNL-ul și PSD-ul. Noi nu atacăm USR-ul. Răspunde! Poate nu dumneavoastră în seara asta, dar... Ăsta trebuie să răspunzi, nu poți să... Dar până azi... Nu. Și de mâine încolo, la fel. N-am atacat USR-ul. Eu sper că cei doi candidați la prezidențiale înțeleg faptul că în acest moment nu se mai poate schimba buletinul de vot. Pentru că prin această invitație de a se retrage unul față de celălalt, înțeleg. Oricum ar fi, înțeleg. Da, înțeleg? Păi și atunci probabil că obiectivul este să-i amețiți cu totul pe cei din electoratul de dreapta, că nu o să înțeleagă pe cine să voteze. Nu. Cam asta este înțelegerea mea. Încercăm să testăm, noi cel puțin, buna credință a... altor jucători care sunt în cazul aceasta Uniunea Salvați România. Deci noi am spus-o de la început și o să o spunem în continuare că din punctul nostru de vedere singura variantă de alianță este cu Partidul PNL. Național Liberal. Spune-ți nu o să o facem niciodată, nu vom face niciodată alianță cu AUR, nu vom face niciodată o alianță cu partide suveraniste, pentru că ăsta a fost fundamentul pe care am plecat inclusiv la alegerile locale. Acum, înțeleg, ce se totuși că ați face cu USR-ul sau că nu-i scoateți de pe listă, dar USR-ul să știți că nu face. Adică puteți să-i ștergeți de pe listă, că doamna Lasconi zice, în ceea ce privește o guvernare cu PSD, este posibilă într-un univers paralel. Doamna Lasconi, poate nu, undeva am înțeles că domnul Drulă, cred că doamna echipa trăiește din USR care o sapă pe doamna Lasconi, ar face alianță, nu dar merge la guvernare. Nu o sapă nimeni pe doamna Lasconi, ei logic la urmă armei, că noi cu tot partidul depindem de performanța de scenariu, dar declarației totuși a doamnei Lasconi. Deci dacă vreți cu doamna Lasconi la guvernare sau cu USR, cu pe Marte cu dumneavoastră, că doar acolo s-ar putea. Deci, prefer să nu comentez genul ăsta de dorința doamnei Lasconi cu universul paralele.
Ce obțin în politică, universul pe aia nu există. Nu știu, dacă mi-aș îngădui o tușă personală, pentru că am totuși încă acest confort de a nu participa la emisiuni cu un punctaj dat de cineva, reprezint un candidat și se vede, să știți, și o formațiune doamnă politică acum în formare care va candida pentru prima oară la alegeri. O bună bucată din viața mea de femeie adultă am fost votant PNL și un mare simpatizant PNL. După apariția USR, am fost un mare susținător USR. În momentul în care mi-am calculat foarte bine pașii și mi-am gândit un plan de carieră și am îndrăznit să-mi pun problema, să mă apropii de acest fenomen numit politică românească și să aduc o contribuție la ce înseamnă politica românească, eu nu m-am mai identificat nici cu PNL și nici cu USR și îndrăznesc ca să fac pasul într-o conjunctură care să mă țină departe fix de acest tip de discurs. De unde mă uit eu, văd astăzi un candidat care este mult sub performanța partidului său, și aici e vorba despre domnul Nicolae Ciucă, și dincolo un candidat care este ceva peste performanța partidului său, și aici mă refer la doamna Irena Lasconi. Dincolo de toate astea, avem sondaje de opinie pe care le luăm de fiecare dată cu o mare doză de sare, pentru că e greu de crezut care dintre ele reflectă cu adevărat realitatea. Ai vrea să mai vedeți unul în seara asta? Hai să mai vedem unul în seara asta. Ar putea să-l puneți în paralel cu cel de ieri? Ce, că sunt flagrant diferite. Da, păi, groaznic. Singurul sondaj în care domnul Ciucă este pe locul 2 este cel plătit de PNL. Dar aici n-avem cu prezidențiabili, atenție. N-avem cu prezidențiabili, cel mai probabil mâine. Aveți cu partide, după, da. Da, după informațiile mele. Da, vă aduceți aminte sondajele din alegerile la București? Hai să vedem partidele. Cât de departe au fost rezultatele? Eu mi-aduc aminte sondajele care scoteau pe domnul Burdușa câștigător și a luat 7%. Mi-aduc ok, deci partidele arată așa după cum vedeți. 3. PSD primul 3,5. Loc, asta AUR politic. Locul 2. Da, știu. Chestiune știu. Care, mă rog, și PNL locul 3 la o distanță destul de bunicică de locul 2 AUR. Nu aștept. Și la fel și USR-ul, de altfel. SOS-ul interesant acolo ce se întâmplă, că se confirmă în mai toate sondajele, mai toate sondajele dau această creștere a SOS-ului, că de Șoșoacă nu mai poate fi vorba o persoană fizică, dar SOS-ul ajunge la 7-8% în Parlament cu potențial de creștere după faimoasa decizie CCR. Că astea toate sunt făcute după această decizie CCR. Cred că asta este semnalul cel mai grav pe care se transmite. Pentru că atunci când am vorbit la locale și am creat o strategie coerentă ca aceste partiduri suveraniste să nu aibă un impact semnificativ în politica românească, văd că acum, prin toate aceste disensiuni între cei care înțelegem că, de fapt, suveranismul nu face altceva decât să ducă România în jos, reușim să îi aducem pe cei de la AUR sau pe cei de la SOS. Bun, aici e o imagine de moment, ca să fim foarte clari. Reușim să îi aducem la un nivel la care cred că nici ei nu s-ar fi așteptat. Și atunci cred că ar trebui să facem un refresh la nivelul tuturor partidelor care înțeleg că, de fapt, calea României este una europeană și să venim să combatem practic acest fenomen al suveranismului care nu face bine României. Da, ar fi trebuit să-i spuneți asta și domnului Vasile Dâncu, care se întâlnea cu domnul George Simion. Trebuie să facem apel la chestiile astea, pentru că astfel măcar mai aducem fapte dincolo de opinii. Cu toții avem aceeași părere despre ascensiunea asta a populiștilor ăștia grețoși, care sunt cu totul altceva dacă decât ceea ce spun. Dacă mai dați un pic slide-ul, vedem acolo că sunt agregate cumva AUR cu SOS România, cu Partidul Național Creștin și totul dă un 31,8. Ia uitați acolo pe prima coloană, aia din stânga, și după aia 30,4 ar însemna dreapta, PNL cu USR, cu Reper, cu PD, cu PMP. Deci ori băga Reperul la dreapta, mi-e greu să înțeleg, dar mă rog, în fine. Întreb aceeași întrebare aici pentru USR și pentru PNL, dar... Pentru PNL de ce? Vedeți programul de azi. Vă rog, citiți. Bun, iar stânga a rămas cumva reprezentată doar de PSD acolo. Să-l citiți. Da.
De ce nu e UDMR-ul la dreapta, de pildă, stau și mă întreb, că totuși să partid Familia Populară. Mă rog, când stai așa la hartă, Ungaria, Ungaria e mai dreapta. Nu, uitați-vă, vă rog frumos, pe programul prezidențial de azi. Dacă da, la fel de înainte de a sta de vorbă. Și cartea nu pentru mai că astea, astea sunt speculații, afirmații așa, fără suport. Astea sunt. Da, deci... Asta trebuie mult de dar să revenim puțin la, la că vă înțeleg preocuparea pentru, pentru ascensiunea AUR, SOS și domnul Terheș, dar să nu uităm, a doua zi după alegerile din 2019, da, când domnul Simion venea la putere cu 9%, nu știa nimeni, el se întâlnea cu domnul Vasile Dâncu, da, eminența cenușie, ci că discutau, discutau niște chestii de campanie. Îl vedem pe domnul Victor Ponta, care candidează acum pentru PSD, s-a reîntors în brațele partidului iubit. Îl vedem întâlnindu-se cu domnul George Simion și parcă sunt amici. Îi vedem pe cei doi la televiziunea fugarului Sebastian Ghiță, cel care dă ok-ul pentru listele AUR Prahova, înțelegi? Deci sunt multe sinergii. Sinergii. Da? Bazate pe fapte, nu pe speculații. Păi și atunci, de ce nu m-aș uita că, de exemplu, Ponta, care s-a întors, întâi s-a întors consilier al premierului, a gravitat pe acolo onorific, vreme până când l-au onorific. Să nu... După care a reintrat oficial în PSD. Ce m-aș gândi că și Hrebenciuc joacă același rol, gravitează pe acolo și face tot felul de scheme de care l-acuză liberalii și, de fapt, tot PSD-ul servește. Nu știu, mă întreb. Poate să servească PSD-ul din, urmă, din, din umbră. Din umbră, deci, da. Astea sunt fapte care arată că a existat o premeditare sau o apropiere foarte mare între cabii PSD-ului. Foarte clar, nu se mai întâlnește cu Simion. Haideți să terminăm o dată cu teoria de asta. De mult timp. Există, există bilețel, este în continuare bilețel de Fiua de la Ponta care nu se mai întâlnește. Dar având deci funcția nu, asta, se întâlnea cu domnul Simion. Nu s-a publicat în Monitorul Oficial. Înainte de a fi consilierul onorific al lui Marcel Ciolacu, se întâlnea cu Simion. S-a întâlnit și în timp ce avea această funcție. Dacă aveți dumneavoastră... Ceea ce e foarte interesant la sondajul ăsta este că pentru prima dată vedem cam cum ar putea arăta dacă e să dăm crezare sondajului. Încă o dată, trebuie să luăm cu multă lămâie. Da. Toate sondajele care apar în zilele astea, pentru că au dat toți niște kicks-uri usturătoare. Da? Dar cele la trei, fiecare... așa ar putea arăta Parlamentul. Da. Da, deci avem polul la suveranist, care eu zic că se vor pupa piața independenții. Da? Pentru că băieții au vândut niște locuri pe listele din Parlament, au făcut niște bani la grămadă la negru, după care se regăsesc acum așa și putere. Avem după aia PSD-ul care este constant la 30%. Și este la mijloc PSD-ul. Partea aia, aia spunem că ar fi opoziția democrată, dar este atât de fracturată încât poate, cum să spun, PNL-ul poate fi oricând atras în PSD și dacă PSD-ul lângă PSD din nou, nu în este PSD. Deja. Și dacă PSD-ul nu reușește această manevră, va face o chestie clasică. Ce face PSD-ul după alegeri? Sparge polul suveranist. Asta vreau să zic. Ei imaginează sparge... coloana aia, prima coloană, devenind mult mai mică și exact. Crescând aia roșia PSD-ului. Asta e într-un scenariile cele mai posibile după alegeri, în cazul în care nu cele două partide nu se mai înțeleg, în cazul în care și-au aruncat atâtea pietre. Dacă sunt reale, pentru că am tot purtat discuția asta de luni de zile, o purtăm acum, dacă cât de mimată a fost bătălia dintre PSD și PNL. Acum pare că sunt la cuțite. Asta cu Rusia cred că schimbă un pic, adică deja crezi? Cred că s-au trecut toate liniile roșii în momentul în care spui ăsta e planul Rusiei. Ce-ți spune ție când nu mai poate fi trasată încă o linie roșie? Că mergi și mai trasezi o linie roșie, mai mergi, mai trasezi o linie roșie și așa. Poate să fie roșie, albastră, blu marin, mov, poate să fie oricum. Fiind un sondaj în scop, cred că... Hai să vedem și pe cele de ieri, dacă tot ne-am apucat, nu, că le invoca domnul Nistor... Ceea ce ne relevă este că o treime din Parlamentul României ar putea fi ocupat de suveraniști, de forțe anti-europene. Și crezi că pentru multă vreme, Sanda, adică nu crezi că bucata aia de acolo, după modelul PPDD, Partidul Rezervor de Cadre... Dar mai e timp să preîntâmpinăm. Și dacă ne uităm cu un pic mai multă atenție asupra scrutinului de la parlamentare și nu acaparăm totul cu o dispută animată, mimată, sterilă, falsă între candidații de bun, acum că am văzut și sondajele astea și că am vorbit atât de fermițarea dreptei, hai să vă arătăm așa, de nuanță, de culoare și ce crede domnul Ciolacu despre dreapta asta... Că el înțeleg că și-a luat popcorn și se uită cum să ceartă. Hai să vedem. Marea problemă nu este a mea,
a domnului Ciucă, pe care ar trebui și, dar sunt ferm convins că a realizat-o, e faptul că nu poate să fie doi candidați de la putere în turul 2. Deci știți că nu o să ajungeți în turul 2, Nicolae Ciucă. Este aproape ilogic să crezi că vor fi doi candidați de la putere în turul 2. Noi suntem împreună la putere. În turul 2, de obicei, intră puterea și opoziția. Normal că sunt exponentul puterii dacă sunt primul ministru al României. Nu vreau să intru cu George Simion. Dar cu cine credeți că o să intrați? Cel care intră în turul 2, într-un fel, devine liderul opoziției. Și eu nu-mi doresc pentru România ca George Simion să devină liderul opoziției. Liderul opoziției din România în acest moment este Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Asta este adevărul. Da, deci nu pot să zic luați-o pe asta, luați-le pe astea, că sunt două. Deci odată Nicușor Dan poziționat de domnul Ciolacu pe post de lider al opoziției, nu vă mai bateți, nu vă mai agitați, că nu folosește la nimic. Nicușor Dan rules. Nicușor Dan știe? Nicușor Dan nu știu că știe, dar cred că undeva știe, tot încearcă să-i aducă la masă. Nicușor Dan era foarte relaxat astăzi, cum e cu pe pozele cu ei, pe poze cu Ludovic, și era și foarte relaxat astăzi la prezentarea programului nostru. Asta zic, o să fie în toate pozele tuturor. Și cu noi, nu? Întregitor. Dar și angajat. Întregitor. Dar nu, nu asta e problema. Luați-o și pe altă. Mie mi se pare delirantă atitudinea domnului prim-ministru. E foarte relaxat. Împarte, atribuie, reformează, reconstruiește opoziția. Deci pe cei care îi se opun, îi pune unii cu alții, unii împotriva ălorlalți. Dar v-a spus de la opoziție. El cine ar trebui să fie cu el în turul 2, dar cine îi dă acest drept? Nota importantă. Că nu e deloc democratic atitudinea asta. Nota e fundamental antidemocratic. Ce trebuia noi să reținem, ca zis de trei ori, e că Ciucă e la putere. PNL-ul e la putere. Acolo, n-are cum să zică... Deci majoritate parlamentară, votați împreună în parlamentare. Nu votați împreună de destul de multă vreme și sunt câteva legi care nu trec. Tocmai pentru că avem atitudini diferite. O să ziceți că a luat punctajul de la USR și zice același lucru. S-au pus de acord, a sunat-o pe la Sconi și au zis să zicem împreună că PNL-ul e la putere. Că, nu? Zice același lucru. N-aș îndrăzni să spun așa ceva, dar ceea ce îndrăznesc să spun e că mi s-a părut relaxarea superioară a domnului Ciolacu bizară. Din ce vine relaxarea asta? E prea devreme relaxarea? Deci, mai era unul care mânca popcorn și l-a bătut de a sunat apa. Ca să vorbim românește, probabil că sunt floricele, dar nu în niciun caz Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu știu că a dat acest interviu înainte de a avea ședința de guvern, care s-a lungit destul de mult, din câte... Nu avem detalii, nu suntem inițiați în secretele zeilor. Ce importă, ce relevanță? Păi, nu, de unde impresia asta că Marcel Ciolacu că era relaxat? Da, e un punct de vedere pe care politicianul Marcel Ciolacu îl exprimă față de cel care va intra în turul 2. Că, în mod normal, el este validat ca fiind reprezentant opoziției. De ce? Așa e... Să vedem dacă intră domnul Ciolacu în turul 2. Eu cred ce-ar fi că... să nu intre? Păi eu cred că poporul haide să ne uităm la haide să ne uităm la toate sondajele. Ne uităm la sondaje, dar parcă și toți am fost de acord că sondajele astea o cam dau în bară. Până acum... Și dacă o dau în bară, s-ar putea să nu intre Ciolacu. În acest moment, pe scena politică românească, nu cred că există cineva care să spună... Nu cred că există cineva care să spună că Marcel Ciolacu nu intră în turul 2. Asta spune. Eu m-am întrebat, domnule Spătaru, n-am spus, m-am întrebat. Într-o logică democratică, nu poți a priori să stabilești că cutare a intrat, gata, a judecat. Om vedea. Sondajele, proaste cum sunt ele, par a-l da pe domnul Ciolacu, da. Exact. Dumnezeu știe. Până la urmă... Dumnezeu știe. Până, nu Dumnezeu, ci God votanții. Knows. Ci votanții din România vor spune cine va intra în turul 2. Dar... Dați de Dumnezeu, sper. Dați de Dumnezeu. Dar, ca să fim foarte clari, Marcel Ciolacu vine și spune... dă un mesaj care spune cel care va intra în turul 2 va trebui să fie un lider al opoziției. Iar George Simion... ar fi o eroare să fie validat ca fiind un lider al opoziției. De aici încolo vedem care sunt opțiunile alegătorilor. Dar tocmai asta e mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Că toate aceste disensiuni nu fac altceva decât acest filon suveranist
să crească, din punctul meu de vedere, mai de mult de decât... ce să avem? Domnul Ciucă pentru că mă retrag nu, nu este Partidul sau... Social Democrat care vine să acuze pe cineva că are legături cu Rusia, care are legături cu alte țări. Am spus-o de la început. Și atunci întrebarea e următoarea. Nu cumva toate aceste scenarii pe care le creează partidele de dreapta, alte partide, nu fac altceva decât să ducă în direcția creșterii acestor partide suveraniste, am fost acuzați că noi ne-am implicat în decizia CCR pentru invalidarea candidaturii doamnei Șoșoacă. Până la urmă, cel care a suferit cel mai mult a fost Marcel Ciolacu și Partidul Social Democrat. De ce? Pentru că toată lumea a venit și a spus Partidul Social Democrat a fost cel dacă care... a spus... Ideea este păi că ideea e că dacă chiar sunteți interesați ca George Simion să fie în turul 2, va folosi tot dracului de tare. Nu am avut nicio legătură cu așa ceva și tocmai aceste... Asta știți dumneavoastră, dar s-ar putea să nu fie adevărat. Îmi pare rău. Noi nu ne băgăm în, cu bocanci în justiție. Asta este e o realitate pe care o avem în ultimii ani. Un alt PSD. Îmi pare rău, am spus acest da, eu ce, n-am argumente să vă contrazic, dar pot să sunt doar dubii. Faptele pe care le tot invoca Stelian și faptele sunt că sunt 4 judecători numiți de PSD și unul de UDMR. Și tot ce au votat la PSD, dracul cum le interpretăm? Da, pe mine altă relaxare a domnului Ciolacu mă îngrijorează. Nu asta că împarte el roluri, cine e la opoziție, cine e la putere. Mă îngrijorează cumva relaxarea cu care recunoaște că nu vorbește limba engleză și chiar le spune interlocutorilor lui din străinătate că nu vorbește bine limba engleză. Cumva îi previne de poziția asta. Și aici am niște semne de întrebare legate de, domnule, în afară de a poza în candidați foarte umani care dorm în, nu știu cum a zis, în... Am fost de foarte multe ori cu Marcel Ciolacu la întâlniri cu reprezentanți străini. Marcel Ciolacu înțelege foarte bine limba engleză, doar că atunci când se exprimă, pentru a nu face greșeli, folosește un translator. Asta da, nu înseamnă că Marcel Ciolacu nivel nu înțelege. La ce nivel e? Clasa 5-a, 7-a? Că dânsul a spus că merge tet-a-tet, nu că merge cu translator. A spus așa. Ursula von der Leyen, când au avut discuții tet-a-tet, n-au avut nevoie de translator. Și în general, nu are nevoie de translator. Dar pentru a evita greșeli de interpretare și normal să fie așa, atât timp cât este un reprezentant oficial al statului român, decât să te faci de râs vorbind stricat. Și ați avut o grămadă de exemple. Mai degrabă vorbești în limba română, coerent, și ai un translator. Bun, eu dar sunt de cu limba română se cam ne-a povestit de la ONU de acolo că de bine. Nu cred că puteți acuza pe Marcel Ciolacu că nu știe limba. Abia citește. Îl văd la fiecare ședință de guvern că se chinuie să citească de pe foaia. Pe mine mă interesa altceva și e foarte serios ce spun. Dincolo de, repet, registrul ăsta al umanizării, cu piețe, cu merdenele, cu mușuroaie de funic, cu tot felul de alte chestii de genul ăsta, candidații, cum să spun, încetează să mai proiecteze imaginea asta de politician inocent, am nevoie de meditații, nu știu mai nimic, dar mă pun la punct, o să învăț eu cândva. Dom'le, vorbim de președintele României, de candidații la președinția României, adică ne mai lăsați cu asta, cu învață la locul de muncă și iau meditatori pentru toate alea, că asta mă îngrijorează pe mine. Candoarea cu care se prezintă ca și cum nu-i nevoie să știi limba engleză, nu-i nevoie să știi economie, nu-i nevoie să știi ce să aibă consultanți care au expertiză mult mai mare decât ar avea un consultant care vorbește limba engleză. Să candideze consultantul la președinția atunci, mă gândesc. Consultantul în primul rând e politician. Eu nu înțeleg, sincer, mi se pare mai degrabă o eroare. Nu, ieșiți odată din registrul ăsta, suntem mai degrabă, foarte floricele este o eroare. Și vrem să fim plăcuți pentru noi oamenii. Ca să ne înțelegem, nu mai avem marele conducător care le știe pe toate. Da? Și Marcel Ciolacu vine și spune în felul următor. Pentru niște probleme economice... Nu las personal, nu-i valabil pentru Ciolacu, tocmai am zis. Despre asta e vorba. Are legătură cu mai mulți dintre candidați. Marcel Ciolacu și-a luat un consultant foarte bun pe probleme economice, are pe cineva care îl ajută să-și îmbunătățească limba engleză, asta deci nu înseamnă că nu înțelege. Recunoașteți o anumită lipsă de consistență. Nu există, nu vorbim de lipsă de consistență și atunci unde nu e consistență și nu poți să comunici consistență și competență, atunci o îmbraci în autentic, putem să în vulnerabil, în dă-le oamenilor ocazia să se identifice candidat cu tine așa cum ești. Nu putem. Există niște diferențe între candidați. Există o diferență de calibru, există o diferență de competență, de nivel de pregătire, de anvergură internațională. Există deci niște diferențe. Eu am fost mulți ani om de resurse umane. Știți care era paradigma
celor care spuneau că urmează să fie angajați, cei care știau să utilizeze un calculator și limba străină. Este o prostie, da, ca să ne înțelegem. Îți trebuie niște, îți trebuie o expertiză, experiență pe care ai și după aceea toate celelalte două sunt, să zicem, lucruri care te ajută. Și nu vorbim, deci, haideți să ne înțelegem, Marcel Ciolacu este un politician recunoscut de toată lumea. Nu e vorba de domnul Ciolacu, repet. Și atunci, a trecut domnul Marcel Ciolacu ultima oară printr-un proces de angajare la o companie, Marcel în Ciolacu fața a fost unui reprezentant de HR. Dar domnul Joan când a lucrat la privat? Da. Nu, a lucrat undeva la privat? Sunt absolut convins că domnul Mircea Joan a trecut prin interviuri de angajare și a trebuit să-și dovedească competențele. Sunt absolut convins că nu l-a angajat nimeni la NATO fără să treacă. A fost trimis, propus de România. Așa putem să vorbim și de Nicolae Ciucă, că n-a trecut prin proces de selecție. Așa putem să vorbim de domnul Ciolacu, că n-a lucrat la privat. Domnul Ciucă a făcut școală 3 ani în America. Acolo expertiza de HR. Atât vreau să vă spun că nu este suficient să fiți președintele României, doar să știi limba engleză și să știți cum am auzit chiar după masa asta vorbind în engleză, că avea niște oaspeți străini acolo și s-a adresat în engleză. Cine? Domnul Ciolacu? Nu, domnul Ciucă. De asta zic că domnul Ciucă... Domnul Ciucă a făcut școală în Statele Unite ale Americii 3 ani. E ca și cum ai spune mie că nu știu englezește, cu toate că am masterat în Anglia. E cam complicat să-ți iei diploma dacă nu știi englezește și el să-și lua diploma la Academia Militară Americană, nu știu care, 3 ani, la capătul la 3 ani, fără să știi engleză. Dacă tot vorbesc așa bine, să spună două vorbe, să spună câteva cuvinte, să vedem și noi cât de bine vorbesc. Eu nu l-am auzit nici pe domnul Ciucă, nici pe domnul Ciucă azi la congresul nostru. A vorbit și în engleză. A vorbit în engleză pentru că unul dintre invitați era un vicepreședinte un translator n-ați găsit să traducea singur, domnul Ciucă. Vorbeam întâi în română și după aia își traducea pe un discurs în engleză. Translator pentru că lumea din zic, sală înțelegea. Deci asta nu înțeles. Partidul Național Liberal cam vrea să ne demonstreze că vorbește engleză. Ceea ce a și reușit. Bun, ok, trecem bifă la engleză la domnul Ciucă, nu-i problemă. Deci nu asta era povestea cu engleza, că hai să fim serioși. Problema cea mai mare nu e. Problema ciudată e că nu știe cineva, nu că știe. Nu este, poți apela oricând și uitați, chiar apreciez ce îmi spuneți, faptul că premierul Ciolacu își cunoaște limitele și apelează la un translator pentru a nu expune România unor gafe internaționale. Așa vezi cum este bune. Când nu știi limbi străină, nu, asta e problema, sunt translatori foarte mult, foarte precepuți. Problema este că asta înseamnă că tu nu ești capabil să citești informație în limbă străină și să o procesezi. Ceea ce în lumea în care trăim, să poți să citești presă, rapoarte, informări într-o limbă străină și să o faci tu, nu să aștepți până îți vine translatorul și îți trimite o traducere. Totul se întâmplă într-o viteză nebunitoare și e nevoie de oameni capabili să integreze informație, să participe, nu doar să dialogueze, să conexeze rapid informație din mai multe limbi. Atunci când un interlocutor străin vorbește, Marcel Ciolacu nu are nevoie de translator. Dar Marcel Ciolacu dimineața la cafea poate să citească presă străină? El singur, el, așa, pe telefon când bea cafeaua. Despre asta vă spun. Întâmplare face că niciodată nu sunt împreună cu el când bea cafeaua. Da, împreună, da. A fost o întrebare capcană. Mobilează intelectual și nu vreau să jignesc pe nimeni. Spun doar că sunt lucruri importante în profilul intelectual. Ce vroiam eu să subliniez că poate terminați odată cu faza asta umană, vulnerabilizată și așa mai departe, că gata, am înțeles-o pe asta cu oamenii, empatia și așa mai departe. Mai aveți o lună de campanie să ne demonstrați și abilități, nu dumneavoastră, mă rog, candidații dumneavoastră, să ne demonstreze abilitățile concrete care țin de fișa prezidențială. Avem un program care nu ce nu pot să facă și ce nu cunosc, ci ce pot să facă și ce cunosc. Avem un program care a fost prezentat și care reprezintă parcursul președintelui Marcel Ciolacu pentru următorii 5 ani sau 10 ani. Dar mai degrabă un program de guvernare. De ce domnii și doamnele acestea care aleargă într-o cursă prezidențială, în care își propun să ne servească pe noi toți la capătul acestei povești, nu se referă mai concret la atribuțiile pe care le au conform fișei postului? Păi asta era Problema era că un președinte nu se ocupă de toate lucrurile la care se cam referă, mai toate programele prezidențiale, ci se ocupă doar de politică externă, de securitate
și de mediere între puterile statului. Ceea ce e și asta foarte important. Asta e tot. Astea trei. Poți deci să treci ce și în stare domnul sau doamna cu perspectivă să facă din perspectiva acestor trei lucruri. Domnule profesor, poți să accepti și pe asta că dacă îți propui nu știu câte mii de cămini sau sute de cămine sau camere de cămin, în rolul tău de mediator, poți să tragi de urechi și să aduci la masă actorii din domeniu și să le spui, doamne, faceți că e au nevoie studenții de camere de cămin. Dar povestea cu politica externă și securitatea cum e? Păi asta zic. Poate deci vedem și acolo ceva. Deci haideți să vă prezint prioritățile domnului Ciucă. Cota unică de impozitare, plafon de impozitare. Nu am zis că, doamnă, tocmai v-am spus, toate programele prezidențiale, inclusiv al dumneavoastră, evident, se referă la tot, pentru că asta vrea românul. Să vadă ce țară minunată o să se întâmple în momentul în care noi schimbăm președintele. Ori noi nu schimbăm un tătuc, schimbăm un domn sau o doamnă cu atribuții foarte clare, care trebuie să facă niște lucruri foarte precise și care nu trebuie să-și permită să facă și altceva decât ceea ce îi permite fișa postului. Bun. Asta-i părerea mea. Revenim imediat cu declarațiile domnului Bolojan. Să vedem dacă confirmă sau nu teoriile doamnei Lasconi. Vă zic și ce aici, doamna Lasconi. Vă zic și, vedeți și ce spune domnul Bolojan. Imediat ce ne întoarce. In this historic election, Vance had this endless ambition to get somewhere. This is a guy who is super competitive. Their influences and ideas. A pragmatic problem solver who really believes that government can and should help people. He feels that the world is moving too fast and it's casting away its old rules too fast. This election just became even more important than it was before. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, vă reamintesc ce spunea doamna Lasconi, odată ce tot a refuzat invitația de a se retrage în favoarea lui Ciucă, că o să discute cu un nou PNL pentru o eventuală guvernare de dreapta, că domnul Ciucă nu o să mai fie acolo, probabil a doua zi, după ce își preia nou președinte mandatul, nou președinte fiind evident altcineva decât domnul Ciucă. Acum, cine ar putea fi acest altcineva dacă scenariul se confirmă? S-a tot vorbit despre domnul Bolojan și venirea lui la centru, de bine ce tocmai câștigase un nou mandat de președinte de Consiliul Județean Bihor, a fost interpretată ca semnalul ăsta. Domnule, vine la centru, se implică Parlament, de aici până la a se implica mai mult, ori premier, ori șef al PNL, nu mai e decât un pas. Ce spune domnul Bolojan despre scenariu? În politica de partid vă veți implica? Cu siguranță mă voi implica în politica de partid. Dacă domnul viziune... Nicolae Ciucă nu intră în turul 2, ce se va întâmpla cu PNL? Partidul Național Liberal în această competiție va face ceea ce ține de el pentru a le explica electorilor noștri de ce este bine pentru România și pentru PNL să voteze Nicolae Ciucă la funcția de președinte a României. Există un plan de rezervă? Există după turul în momentul întâi? Acesta un plan pentru a face tot ceea ce ține de noi pentru a intra în turul al doilea. Da, păi chiar vă rog, că la dumneavoastră mergeam. Deci, în primul rând eu sunt convins, dacă mă întrebați pe mine și cu sinceritate vă spun că nu numai Nicolae Ciucă va intra în turul 2, dar va și câștiga aceste alegeri prezidențiale. E convingerea mea personală. Deci dacă deci, Bolojan ajunge șef, ajunge pentru că rămâne locul liber. Deci, dacă cineva va ajunge, va fi noul președinte al Partidului Național Liberal, trebuie să fie cineva. Eu nu contest că domnul Bolojan, cu meritele domniei sale recunoscute, nu poate să ajungă președinte, să fie viitorul președinte al Partidului Național Liberal, numai că asta se poate întâmpla numai la capătul unui congres. În afara unui congres, conform statutului Partidului Național Liberal, succesorul președintelui, dacă de pildă acesta se duce la Cotroceni, trebuie să fie unul dintre prim vicepreședinți interimari. Prim vicepreședinți în clipa aceasta sunt trei: Dan Motreanu, Rareș Bogdan și Gheorghe Flutur.
Unul dintre ei trei, nu cel mai important, interior, nu cel mai influent om din partid, care e domnul Lucian Bodeș, care e secretarul general, ca așa zice statutul. Problema este care dintre ei, după știința mea, acela dintre ei care a avut la alegere cel mai mare număr de voturi. Deci pe domnul Fluturu și cel mai lista mare număr de voturi la alegere l-a avut Dan Motreanu, dacă știu eu bine. Da, asta interimar ziceți, că după aia interimar, se fac alegeri la congres, și nimeni nu împiedică pe Bolojan. Da, da. Există toate posibilitățile ca domnul Bolojan, care e foarte popular în Partidul Național Liberal, cum e și Dan Motreanu extrem de popular în Partidul Național Liberal. Ce? Extrem de popular. Nu știu, n-am ajuns acolo. Da. Dar asta, repet, se întâmplă în eventualitatea în care viitorul președinte al României se cheamă Nicolae Ionel Ciucă. Dacă cumva nu se va întâmpla așa, eu sper să nu fie cazul, președintele Partidului Național Liberal, că noi, spre deosebire de PSD, nu ne aruncăm președinții pe scări după ce au pierdut alegerile. Orban Cățu. Pe Orban nu l-a aruncat. Păi s-a spunat în jumate Orban. Și a plecat singur. Că după ce ar... Dacă la început renunța la partid și nu la poziția de prim-ministru, era relaxat în poziția de prim-ministru o bună bucată de vreme și rămânea și în partid. Da. Am teoria mea în ce-l primește Orban. Să ne amintim și de ce n-a mai fost Orban prim-ministru, că nu l-a mai vrut USR-ul ca prim-ministru la colaborare. Eu sunt unul dintre puțini liberali care l-au susținut pe Ludovic Orban până în ultima zi. Deci nu... Nu cu mine trebuie. Bun, să... Ludovic Orban e acum candidat la președinție, Forța Dreptului tot și PMP pentru domnul Orban are șansa lui în aceste alegeri. Întorcându-l la domnul Bolojan, e un... Îi confirmă cumva așa parțial doamnei Lasconi teoriile, nu? Că ea cu Bolojan și-ar fi dorit să discute. Da, pentru că, într-adevăr, nu poți să discuți cu domnul Bode, care, într-adevăr, cum spunea și a fost foarte atentă la ceea ce a spus domnul minister. Este influent, nu popular. E o diferență foarte mare. Nu știu, e probabil că e și popular, domnul că nu poți fi influent este... într-un partid politic dacă nu dacă ai niște instrumente și așa cum au spus colegii parlamentari că sunt amenințați cu nu cred că așa ceva poate fi adevărat. Contextul. Dar eu cred că nu se va ajunge din perspectiva asta la scenariul în care domnul Ciucă să ajungă președinte. Problema ar fi, într-adevăr, dacă și cel mai probabil asta se va întâmpla, va pierde. Stimată doamnă, noi nu vă înțeleg că în mai multe rânduri ați avut pretenția, nu dumneavoastră neapărat, dar liderii partidului dumneavoastră, pretenția ca noi să ne reorganizăm partidul ca să faceți o alianță cu noi. Noi nu v-am spus niciodată cine trebuie să fie președintele USR-ului și cine nu trebuie. Nu e treaba noastră să ne amestecăm. Nu poți să pretinzi că ești de dreapta și să zici că vrei să faci o alianță de dreapta. În vreme de ce spuneți același lucru la cincea oară în emisiunea asta? Ne-ați plictisit și pe noi. Cu ce v-am plictisit? V-am explicat și prima oară și a doua oară și a cincea oară. Că este vorba despre despre o lună jumate. Cei mai mulți prim-miniștri de la PSD. Îl mai avem pe domnul Ciucă, pe domnul Bode și pe toată această gașcă care vă conduce partidul. Nu știu dacă vă convine, nu vă convine, nu cunosc toate taberele. Dar realitatea este că nu poți să pe mine nu mă interesează cine vă conduce dumneavoastră partidul. Nu e treaba dumneavoastră cine ne conduce nouă partidul. Pentru că este clar că nu poți să fii un liberal asta vreme cât un partid politic. De la guvernat. Este o grupare liber de asociați, liber consimțită. Okay. Nu, faci, deci, nu faceți parte dintre aceste asociați. Deci nu aveți nicio problemă cu cine sunt. Ne-am aliat cu PSD-ul la guvernare și guvernăm România pentru ca aia să supraviețuiască până la alegeri. Haideți să mergem și la aceeași invitație. Mă duc la domnul Spătaru să-l întreb dacă aici sunt și niște considerații despre viitorul PNL-ului, dacă tot își lase domnul Ciolacu acolo popcorn și se uita la cum se ceartă dreapta. Poate are niște păreri despre domnul Bolojan. Nu, noi nu avem niciun fel de părere despre... Partidul Național Liberal se organizează așa cum consideră de cuvință. Ceea ce însă cerem celor de la Partidul Național Liberal este să se dea dovadă de consistență în ceea ce ne-am angajat încă din 2021. Că am avut un program de guvernare, avem niște rezultate bune și considerăm că în continuare și din 2025 așa ar trebui să asigurăm stabilitatea. Stabilitate care a adus investiții, a adus... Vreți să-l trageți pe Ciucă la o întâlnire cu Ciolacu, chipurile pe tema plafonului pentru micro-întreprinderi, că asta am văzut că e pretenția. Veniți, domnule, la masă și domnul Ciucă nu mai vrea nicio poză cu Ciolacu. Nu vrea să se nici măcar dânsului, la un kilometru pe lângă Palatul Victoria nu vrea să fie. Deci, în ceea ce privește plafonul pentru micro-întreprindere, este o decizie politică, ca să fim foarte clari. Da, cineva a făcut un PNRR bun, prost cum l-a făcut, noi zicem prost, dar nu contează,
și avem această reducere a acestui plafon. Asta înseamnă 300 de milioane de euro pierdere din acel buget care ne-a fost alocat prin PNRR. E o decizie până la urmă politică dacă facem sau nu facem. Da. Dacă vreți o părere personală, din punctul meu de vedere, ar trebui să nu facem. Și să păstrăm acel plafon pentru micro-întreprindere. Dar asta e o altă discuție. Bun, ok. Stelian, îl vezi pe domnul Bolojan meticulos, riguros, destul de autoritar, umblă vorba, adică își conduce ca pe o corporație, în sensul bun, Consiliul la Județean și instituțiile din subordine. Îl vezi venind la București să preia partidul și să înceapă... Era mai condus odată, ca secretar general. Da, nu știu. N-a părut că se place foarte tare. Da, are șanse mai mari acum, pentru că dânsul, din ce știu eu din surse din piață, are o nemulțumire personală sau, în fine, niște meciuri cu domnul Iohannes și de-aia n-a ajuns până aici, n-a ajuns la București. Are o imagine bună pe care am întreținut-o ani de zile la Oradea acolo, are ceva rezultate, dar eu întotdeauna mă uit cu multă circunspecție la oamenii ăștia care s-au suit pe soclu, surfează, inclusiv Nicuș Ordan, fiind în adversitate cu mulți dintre cei care îl idolatrizează, mă uit cu multă circunspecție pentru că la mulți dintre ei, cum să spun, valoarea și calitățile lor pot fi câteodată invers proporționale cu imaginea publică. Sandra Nicola, domnul Joana l-ar pune pe domnul Bolojan premier la o adică? Domnul Joana a spus de fiecare dată când a fost întrebat pe cine ar nominaliza prim-ministru în eventualitatea în care va câștiga acest scrutin prezidențial, că va respecta configurația Parlamentului, va ține cont de votul românilor și că este absolut irresponsabil să se pronunțe de pe acum până când alegerile parlamentare n-au avut loc și trebuie să țină cont de votul românilor și de configurația votul românilor Parlament. Poate să însemne, după sondajul la pe care tocmai l-am văzut, locurile 3, 4 și 6, 5, pe cât o fiu de mereu. Adică USR, PNL, UDMR, nu neapărat cont. În ordinea asta. Dacă personal dau un peste 51%. Că Mircea Joană va ține cont de votul exprimat de români. Și că altfel poate ne trezim cu PSD plus AUR. Premierul nominalizat va oglindi cu adevărat voința poporului, care sperăm din tot sufletul să prezinte număr cât mai mare la vot, indiferent de opțiune. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat pe B1 TV. Rămâneți până.